așa România, în ansamblul ei, va putea deveni o țară performantă. Trebuie să reformăm sistemul de sănătate. Trebuie să consolidăm clasa de mijloc. Trebuie să avem grijă de valorificarea avantajelor pe care ne le-a dat Dumnezeu. Avem condiții să avem o agricultură performantă, un turism de succes, să dezvoltăm o industrie IT pentru care România are suficient de multe creiere. Avem nevoie de o justiție dreaptă, o justiție egală pentru toți, fie ei oameni politici sau oameni simpli, fie ei oameni cu bani sau oameni fără bani. Avem nevoie ca, în perspectiva anilor viitori, să facem din solidaritate un mod de a trăi. Românii trebuie să fie solidari cu aspirațiile lor. Trebuie să fie solidari cu ei și toți la un loc solidari cu țara. Nu avem de ce să nu fim mândri de țara noastră. Istoria țării, cultura, tradițiile noastre sunt cele care îi recomandă pe români ca una din cele mai puternice națiuni ale Uniunii Europene. Din acest motiv, cred că fiecare trebuie să avem în minte că dragostea de țară înseamnă patriotism.